Terasele și restaurantele din județ sunt în vizorul poliției. Oamenii legii fac apel la administrator să respecte legea, pentru că altfel riscă să-și piardă afacerea. Muzica prea tare și scandalurile au dus anul trecut la închiderea unor terase din municipiul Slatina. În anul 2017, la propunerea poliției locale Slatina, dar și a poliției municipiului Slatina, au fost retrase un număr de patru avize de funcționare pentru trei terase și un restaurant. Au fost sancționați contravențional de cel puțin trei ori. Am avut intervenții mai multe decât în alte zone pentru deranjarea liniștii publice. Localurile închise își pot relua activitatea după ce obțin din nou avizele necesare. Aceștia pot să le deschidă aceste localuri după îndeplinirea condițiilor stabilite prin hotărârea de consiliu local în ceea ce privește respectarea dreptului la liniștea cetățenilor municipiului Stratino. Amenziile pentru localuri privind deranjarea ordinii și liniștii publice sunt cuprinse între 200 și 1000 de lei.